Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Virgil Dumbrav. Bine v-am regăsit. Domnule Dumbrav, domnule viceprimar, iluminatul modern din municipiul Călăraș și vi se datorează. Fapt pentru care, nu întâmplător, mulți călărășeni vă poartă respectul. A fost recent în Republica Moldova la o conferință internațională pe tema Smart City și am înțeles că ați prezentat acolo un proiect care a fost foarte ascultat, foarte îndrăgit de participanți. Despre ce ar fi vorba? Da, mă bucur că am avut onoarea să particip la o conferință internațională legată de iluminatul public și eu pot să spun iluminatul public inteligent. A avut loc în capitala Republicii Moldova, Chișinău, în prezența la parlamentari din Republica Moldova, miniștri, primarul general al capitalei, primarul Chișinăului, unde am avut onoarea să prezint o temă legată de iluminatul public inteligent, corect ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în România, translatând ceea ce am putea să facem în Republica Moldova și în special în municipiul Chișinău. A fost o temă foarte interesantă legată de economiile care se fac, în special economia de energie electrică, care poate să ajungă direct până la 50% numai schimbând corp de iluminat, corpul de iluminat de înaltă eficiență energetică. Prin celelalte măsuri de telemanagement, asta însemnând că fiecare corp de iluminat poate fi controlat individual, se poate dima, adică între anumite ore să lumineze mai puțin, ceea ce duce de fapt la economie de energie electrică și nu în ultimul rând la economie de bani, pentru că se vede pe factură tot ce înseamnă partea de control automat prin senzor, care și asta duce la fel la o economie importantă, în special în zonele unde sunt mai puțin circulabile, se pretează în zonele trecerilor de pietoni, în final, aplicând toată această tehnologie, se poate face o economie de energie electrică numai pentru iluminatul public de cel puțin 65%. De cel puțin 65%. Adică este clar că se face o economie de energie electrică mare, ceea ce se va vede pe factura pe care o plătește primăria către operator. Au fost atrași de idee, de discursul dumneavoastră, colegii, participanții de la această conferință? Da, da. Deci a fost foarte interesant. Conferința a fost foarte interesantă. S-a văzut un interes din partea la toată audiența și mai mult decât atât. Am dat un interviu la ProTV Moldova, la televiziunea 1 din Republica Moldova, televiziunea lor națională și, bineînțeles, și la televiziunea locală a orașului municipiului Chișinău. Domnule Dumbravă, ca și inginer, mă gândeam în timp ce îmi descriați proiectul dumneavoastră la semaforizarea inteligentă care s-ar putea implementa la nivelul municipiului Călăraș. Observăm un haos care s-ar putea reglementa, dar nu cu acele semafoare clasice, tradiționale, simple, care creează timp interminabil, de exemplu, la interziția străzii Republicii cu strada Eroilor, la poliție, unde se fac cozi chiar de două colțuri câteodată și lumea nu mai rezistă așteptărilor. Aș vrea să fac o mică paranteză. Dacă tot vorbim de iluminatul public, vreau să vă zic că și la nivel de municipiul Călăraș am implementat un iluminat public inteligent. Am coordonat atunci această activitate din punctul de vedere, din poziția de viceprimar. Și vreau să vă spun că sunt mâhnit pentru că zilele acestea zone importante din municipiul Călăraș nu au avut iluminat. N-a funcționat o zi, două, trei zile. Mă uitam și pe rețele de socializare, multe comentarii legate de faptul că iluminatul public din municipiul Călăraș era întrerupt.
Asta mă face să cred că practic nu cred că se mai ocupă nimeni de iluminatul public. Deoarece există la nivel de operator, de cei care se ocupă cu iluminatul public, este o firmă care se ocupă cu iluminatul public în Cărași, există un dispecerat, datorită acestui program implementat cu iluminatul public în timp real, se pot vedea care sunt lămpile care funcționează, care sunt lămpile care nu funcționează. Și în acest caz, nu este posibil, nu este normal ca tu să lași 2-3 zile până te sesizează cineva că nu există iluminat, că nu este aprins iluminatul public. Asta înseamnă că cineva ia bani degeaba. Nu este altă explicație. Aveți dreptate, domnule Dumbravă, cetățenii au spus un aspect, de exemplu. Noaptea se lasă foarte devreme și iluminatul pornește mai târziu, cu o jumătate de oră cu oră. La fel și dimineața, de fapt când este noapte târziu, iluminatul dispare. Oare noi n-am avea dreptul cetățenii de iluminare, iluminat public corect, normal, adică pe toată perioada lăsării serii întunericului? Da, aici este tot o situație de care vă spuneam. Cred că mi-i mai interesează. Dom'le, cu sistemul de iluminat din Cărăraș poți să faci multe lucruri. De exemplu, poți să stabilești clar tu, ca instituție, ca primărie, poți să stabilești, dom'le, eu vreau să mi se aprindă la ora X. Eu vreau să mi se stingă dimineața la ora Y. Dacă mergi pe ideea ca să la prim mai târziu să fac economie, este greșit. Dar e greșit și vă spun de ce. Este o idee greșită. Deoarece sistemul permite ca în anumite ore să dimezi, domnule. Ce înseamnă dima? Înseamnă că intervii asupra sistemului de iluminat. Corpul de iluminat luminează mai puțin, se poate duce și până la 30%, da? Și acolo, și de acolo face economie. Dar ce, deci există iluminat, e continuu. Bineînțeles. Deci de asta zic că eu nu știu ce să mai înțeleg. Cred că nu mai răspunde nimeni. E o harapa pură. În privința iluminatului public, dacă cineva își dă interesul, dacă cei de la primărie își fac treaba, dacă îi pun pe cei care se ocupă, este o firmă care se ocupă de treaba aceasta, îi pun la treabă și îi verifică, nu ar trebui să avem probleme cu iluminatul public în Cărăraș, nu ar trebui să stăm 2-3 zile cu întreruperea iluminatului public. Deci dacă mie mi se arde o lampă în acest oraș, acea lampă e instantaneu, o văd care este. O știu că este pe strada X, pe stâlpul Y. Deci o văd imediat. Dar asta înseamnă că cineva nu urmărește, nu-și face treaba, ca aici este. Cineva nu-și face treaba. Nu stă să monitorizeze, să vadă, să verifice tot timpul. Dom'le, este și cu sistem de alarmare, adică în momentul când mi s-a ars pe monitor, acolo apare și unul te avertizează. Dar dacă, cred că nu se mai uită nimeni, e totul lăsat anapoda. Dar ceea ce spui tu, este, din punctul meu de vedere, este o greșeală. Adică, stai, dom'le, fac niște economie că aprind iluminatul mai târziu. Adică las o oră orașul în întuneric și până la prim mai târziu. Ora eu o economisesc. Este greșit! Lasă să aprinde iluminatul cum s-a înserat și dacă faci economie, faci, domne, economie de la 12 noapte la 5 dimineața. Dar nu stingi iluminatul, ci acționezi asupra lui și luminează mai puțin. Dar tot lumina este. Domnule viceprimar, aveți expertiza unei firme care a realizat mai multe lucrări în județ, în țară. E vorba de firma Proex Consulting, am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre lucrările de pe strada Grivița, de pe trotuarele străzii Grivița, unde s-au escavat trotuarele și au fost îngropate acele cabluri și au fost lăsate, iată, au fost expuse ploii, sunt colaci risipiți în toate direcțiile, neetichetați am văzut. Sunt gropi care îngrijorează, în primul rând, pe proprietari. Mi-au spus, domnul Pârloagă, ce se poate face? Nivelul bordurilor este mult mai jos decât fostul trotuar și ne intră acum apa, stai spus, se intre apa în case, în curții în case. Trebuie să ne reparăm fațadele caselor, gardurile. Și vis-a-vis de acea lucrare electrică. Ce părere aveți, domnule Dumbrav? Bun, aș vrea să fac o paranteză. Societatea la care eu activez, mai puțin are lucrări în județul Cărăraș. Nu știu cum se face, că aici nu pot să lucrez și particip la licitații. N-am cerut niciodată nimănui să mă duc
Nu, particip la licitații, corect, cum face toată lumea, dar se pare că aici nu se poate. Dar nu, pe mine nu mă deranjează, am ajuns, dar am lucrări foarte importante, orașe mari, care le-am făcut proiectul de imla public, chiar acum, săptămâna asta mă duc în calitate de proiectant, pentru că se va aproba proiectul, de la, proiectul iluminatului, la care mă mândresc că l-am efectuat, municipiului Sebeș. Ceea ce cred că spune multe. Și sunt mai multe orașe. Legat de, de problema aceasta pe strada Grivița, acolo lucrurile sunt, să zic așa, nu sunt legate exact de primărie. Nu. Acolo lucrurile, acele instalații, acea investiție se face pe investiția distribuitorului energiei electrice, adică Enel-ul din Călăraș. Și Enel-ul este cel care, practic, cu firmele pe care le-a agreat sau care au câștigat licitațiile de mentenanță, lucrează la, la aceste rețele. În mod normal, după părerea mea, lucrurile ar fi trebuit să se miște mult, mult mai repede, deoarece ne putem aștepta ca și mâine să înceapă ploile. Și dacă acolo încep ploile, cum trotuarele sunt desfundate, va fi, ne vom trezi într-o, în permanență într-o zonă de noroi. Nu m-aș mira și nu mă miră faptul că lucrările de reabilitare a trotuarelor de pe strada Grivița să fie executate prost, astfel încât apa să intre în curțile oamenilor, deoarece constat cu uimire și văzut la fața locului bulevardul Nicolae Titulescu cum arată. Efectiv este concav. După părerea mea, mi se pare o lucrare foarte prost executată. Nu numai că este concav, am fost la fața locului, de nivelări, nu știu, parcă nu este în regulă. Legat de asemenea lucrări, sunt reprezentanții primăriei care ar trebui să vadă zilnic care controlează. Sunt diriginți de șantier care ar trebui să se sesizeze că lucrarea nu este făcută corect. Sunt responsabili tehnici cu execuția care ar trebui, care semnează pentru așa ceva. Nu se poate, domnule. Eu nu cred că proiectul a fost prost. Că ar fi foarte grav, ar fi foarte grav ca în proiect să găsească acea concavitate, acele borduri care vin nu puse la același nivel, șerpuiesc și când zic că șerpuiesc pe verticală, deci nu sunt montate bine. După părerea mea, acolo s-a greșit. Nu trebuia să fac așa ceva. Nu ai voie să distrugi spațiu verde și să faci parcări în mijlocul șoselei? Nu cred că există în România, cred că suntem unici în România așa, cu o asemenea lucrare, să luăm parcările din spatele blocurilor, acolo unde le este destinată, să le aducem în mijlocul șoselelor. Gândiți-vă ce înseamnă, se circulă și pe stânga și pe dreapta, gândiți-vă ce înseamnă acolo, se coboară de mașină, sunt și copii care... este, acolo e totuși un pericol. Domnule Dumbrav, vine iarna. Suntem în luna noiembrie și iarna se apropie. Nu cred că vom mai suporta o toamnă așa de târzie ca în acest an. Astăzi, de exemplu, pe strada Grivița nu s-a lucrat. Niciun utilaj nu a lucrat. Pe Nicolae Titulescu, pe bulevard, se lucrează rareori, nu sunt efectuate controle sau firmele lucrează doar când vin controle. Cum vi se pare orașul nostru, din punct de vedere al executării acestor lucrări, ale redinicității pe care am vrea noi călărășinii să le vedem cu ochiul liber? Părerea mea este următoarea. Toate aceste lucrări au în spate, au un contract, cel puțin un contract, altfel nu se poate. Având un contract, există clauze. Eu nu cred că în contract respectiv este o clauză ca virgulă constructorul să nu lucreze. Nu cred că există așa ceva. Asta înseamnă că revin la ceea ce spuneam dinainte, cred că este un dezinteres poate și legat de campanie electorală, că în loc să mergem pe ceea ce doare, adică interesul călărășanului, și interesul călărășanului
de pe strada Grivița și numai este ca să se termine cât mai repede, să se finalizeze cu trotuarele cât mai repede, da? Până și bucățica aceea de Nicolae Titulescu dintre Școala 5 și București, care e foarte importantă, aia să o terminăm cât mai repede. Deci noi acolo, acolo ar trebui reprezentanții primăriei de astăzi, acolo ar trebui să se canalizeze și să lea pe constructor la întrebări, că poate să facă lucrul ăsta. Și să-l preseze pe constructor, că de-aia a semnat un contract, un contract care înseamnă de fapt un angajament. Nu se întâmplă lucrul ăsta. N-aș vrea să cred că tocmai campania electorală a creat acest dezinteres din partea reprezentanților primăriei. Domnule Dumbrava, să vorbim despre banul public. Despre cum este cheltuit el aici, în municipiul Călăraș. Grădinița Rostogol, am înțeles că a fost un proiect al dumneavoastră, la care s-a lucrat în mandatul 2012-2016. S-a finalizat acest proiect și acum, iată, zilele trecute, domnul viceprimar Ivanciu a cerut suplimentarea printr-un împrumut din bugetul local a unei sume de 3,5 miliarde de lei pentru a-i se repara acoperișul. Acum stăm și ne gândim și noi. Un acoperiș se deteriorează în 4 ani? Nu pot să... Nu știu exact ce lucrări s-au efectuat în timpul mandatului meu. Nu mai aduc aminte pentru că au fost foarte multe lucrări. Categoric, nu cred că s-au făcut reparații la acoperiș. Că nebun să fii ca după 4 ani să soliciți sumă să repar ce? Un acoperiș. Nu se poate. Adică este vorba și de o garanție pe care dă constructorului, pe care dă constructorul legat. Cred că acoperișul nu a fost reparat. Cred că nu a fost reparat. Un acoperiș la o grădință este foarte important. Și atunci s-a constatat lucrul ăsta și primăria are obligația să dea bani să repare acest acoperiș. Dacă aș fi văzut un raport al, să zic așa, consilierul de specialitate din partea primăriei, pentru că există, trebuie cineva să spună, domnule, costă 3,5 miliarde, da? De ce? Păi, dacă trebuie să-l decopertăm, trebuie să schimbăm tabla, nu știu, dar sunt pe capitole. Și cineva din cadrul primăriei, și dacă nu mă înșel eu, există un angajat cu o firmă care face aceste evaluări și de undeva a reieșit această sumă. Dacă am vedea acel raport, aș putea să vă spun dacă suma este în regulă, adică este mare față de ceea ce trebuie să se facă acolo. Un alt împrumut, domnule Dumbravă, este făcut tot săptămâna trecută, votat, aprobat de consilieri, majoritate, în Consiliul Local din Călăraș, 25 de milioane de ron, adică 250 de miliarde, pentru continuarea unor investiții. Am fost curios și am întrebat primăria Călăraș, conform legii, așa cum facem noi jurnaliștii, și am primit răspunsul că răspunsul necesită complexitate. Și nu ne pot răspunde mai devreme de 30 de zile, termenul maxim prevăzut de lege. La ce ar putea se refere un astfel de împrumut nou, care se adaugă, iată, celui vechi de 420 de miliarde, pe care primăria Călăraș l-a contractat cu CEC Bank? Știți care e problema cea mai în neregulă legată de aceste împrumuturi? Dom'le, și comunele, și comuna aia din fundul țării, și comunele au reușit să acceseze programe prin care și-au dezvoltat, au făcut investiții. Și dacă ar fi numai lângă noi, păi ce ar fi însemnată? Câți bani ar fi trebuit să se împrumute primarul de la comuna Roses să facă ce a făcut? Adică să facă canalizare, să facă apă, canalizare, trotuare, asfaltare, tot. Câți bani credeți că ar fi trebuit să împrumute? Comuna Roses a realizat pentru un proiect transfrontalier România-Bulgaria. Câți bani ar fi cheltuită primăria din Independența sau cât s-ar fi împrumutată să facă acolo? Domnul ar fi putut să împrumute. Domnule, aceste primării, reprezentanții acestor primării și nu numai, și reprezentă majorității marilor orașe, au accesat fonduri serioase și s-au dezvoltat. Au asfaltat aproape tot orașul. Este incorrect în ziua de astăzi
Când ai posibilitatea de a atrage fonduri să asfaltezi un oraș, este incorrect. Nu este bine, nu e regulă să faci împrumut. Pentru că faci un împrumut, păi 42 de miliarde și cu 25 de miliarde, de milioane, 42 de milioane și cu 25 de milioane, da, ia cu 670 de miliarde vechi. Da. Tu nu ți-ai suma. 670 de miliarde vechi. Pe 12 ani, da. Plătite de primăria Călărași. Păi dacă, dacă stau să mă gândesc bine, eu cred că numai dobânda este peste 300 de miliarde. Dom'le, este, mi se pare strigător la cer. Adică tu să te împrumuți atât de mult bani, să plătești 300 de miliarde dobândă, când ai în primărie, sunt două birouri întregi, cred, după părerea mea, cred că sunt peste 20 de, de oameni, 20 de persoane din primărie care se ocupă cu fonduri să facă proiecte și tu nu ai reușit să faci proiecte și să atragi bani pentru asfalt? Nu mi se pare. Nu mi se pare. Deci știi ce se întâmplă? Ok, se va face aceste împrumuturi, se va trage tare, se va trage acum tare, bănuiesc în primăvara anul viitor ar trebui ca toate, toate străzile să vadă pe, pe ele că se face, se, se lucrează, se încearcă să se să atragă călărășeanul de a mai da un vot într-o anumită direcție și pe urmă nu ne mai interesează ce facem. Păi părerea mea este că primarul din 2020 până în 2024 nu o să mai aibă bani să mai facă nimic. Că toți banii pe care o să aibă să duc să plătești împrumut. Indiferent care ar fi primarul atunci. Indiferent. Deci după părerea mea, indiferent care va fi primarul, la asemenea împrumuturi contractate pe spinarea noastră, că noi până la urmă plătim taxe și impozite locale, da? Eu cred că indiferent care va fi primar, nu va mai avea bani să mai facă nimic. Domnule Dumbravă, la dobânda asta uluitoare de care povestiți, că 300 de miliarde de lei, ce ați putea face, domnule, ca primar, dacă ați fi ipotetic, primar în municipiul Călăraș, cu 300 de miliarde, ce s-ar putea face, domnul Dumbravă? Păi vă spun eu, cu 300 de miliarde s-ar face tot, tot Bulevardul Republicii, toată strada Grivița, toată strada București, dintr-un cap în altul, adică ce e mai important? Numai din dobânzi. Nu, numai din așa 300 miliarde. Da. Și cred că mai poți să mai faci și câteva străzi asfaltate în, în Mircea Vode sau în, în cartierul Măgurei. Sau un, unul din cartierele din, din... Deci numai din banii ăștia din dobânzi pe care îi dăm. Un consilier local PSD, nu-i dau numele că nu-i frumos, spunea: domnule, cu banii ăștia, dobânzile astea foarte mari, am putea face un transport al primăriei, un transport local al primăriei, din care am putea obține la rândul nostru sume de bani foarte mari pe care să le reinvestim tot în transport sau alte utilități. Este domnul consilier de care spuneți, bine că nu-i dați numele, cred că greșește fundamental. Păi dumneavoastră credeți că serviciul de transport este chiar așa profitabil? Ca să poți să faci profit așa mare și să dezvolți. Vorbeam cu administratorul societății care se ocupă de această, de transportul local, și omul era într-adevăr supărat. L-am văzut suferind. Domnul Porluagă, autobuzele mi se distrug zilnic prin gropile din Călăraș. Expun pe cetățeni la gropi, îi expun la suferință, la disconfort. A dat exemplu străzii Grivița, unde zilnic își strică mașinile și sumele mari de bani pe care trebuie să le suporte, și exact ce spuneți, nu este profitabil. Păi tocmai de asta zic, bine că n-ați dat numele consilier local, că e o greșeală. Deci nu, nu cred că este în regulă ca primăria să-și facă propriul serviciu de transport, să se gândească la profit și să nu știu la ce investiții. Nu, gândiți-vă că, că serviciul de transport și din Călăraș de astfel este subvenționat. Adică nu îi prea există profit. Domnule Dumbravă, noi am vrea să facem un bilanț al anului, dar o să-l facem luna decembrie. Un bilanț al administrației publice locale, văzută de cetățeni, de fostul viceprimar în două mandate, Virgil Dumbravă. Până atunci vă mulțumim pentru interviu și vă spunem la revedere. Mulțumesc și eu.